Comuna Pesceana este situată în partea central-sudică a județului Vâlcea, într-o zonă colinară joasă, parte a marii unități a Podișului Getic. Localitatea s-a format în apropierea izvorului pârâului Pesceana, care, după ce traversează 8 localități, se varsă în Olt, în sudul municipiului Drăgășani, la 45 de kilometri departare de comună. Comuna Pesceana este compusă din 6 sate. Roiești, Pesceana, care este și reședința comunei, Cermegești, Ursoaia, Lupoaia, Negraia, iar Pesceana înseamnă nisip, denumire dată de la vărsarea pârâului în Olt. Data înființării comunei Pesceana este 23 aprilie 1906, dar atestarea sa documentară se pierde în negura vremii, așa cum reiese din documentele istorice de atestare a localității. Hrisovul lui Radu Vodă, emis la 20 iulie 1526, Hrisovul lui Mihnea Vodă, emis la 2 septembrie 1580, și documentul de vânzare a moșiilor din Pesceana și Poieni, emis la 8 martie 1615. Comuna Pesceana are o suprafață de 2828 de hectare, dintre care 1851 de hectare suprafață agricolă. Terenul arabil este de 542 de hectare, păduri 735 de hectare, livezi 177 de hectare, vii 40 de hectare și pășuni 1079 de hectare. În comuna Pesceana trăiesc în armonie și înțelegere 1680 de locuitori, oameni harnici, muncitori și mari iubitori de tradiție și folclor. La invitația primarului comunei Pesceana, domnul Ion Vasile, echipa emisiunii Distrează pe Române a sosit în comună la ceas de sărbătoare, în 15 august 2019, când locuitorii sărbătoresc ziua comunei Pesceana, aflată la cea de-a 48-a ediție, precum și 493 de ani de la atestarea documentară. I-am găsit pe locuitorii comunei, mari și mici, sărbătorind aceste evenimente cu bucate românești, cu joc și cântec oltenesc, veselia și distracția fiind la ele acasă. Văzându-i, am realizat odată în plus că legătura cu pământul nostru natal, cu identitatea noastră ca popor, o menținem doar păstrând vii tradițiile populare, portul specific fiecarei zone, cântecul și dansul popular lăsate de înaintașii noștri și pe care suntem datori să le lăsăm moștenire copiilor noștri. Am admirat la Pesceana minunatul cadru natural în care este așezată comuna, formațiile de dansuri cu Nunița și Pescenița, am făcut cunoștință cu oameni ai locului, dintre care îi menționez pe domnul Eugeniu Popa, un istoriograf fiu al locurilor, dedicat total comunei, preocupat să scoată la lumină istoria acestor locuri spre a rămâne moștenire generațiilor de azi, dar și generațiilor ce vor veni. Pentru aceasta și-a pus în slujba comunei Pesceana condeiul său, în ediția de astăzi a emisiunii, lansând o nouă carte denumită Cetatea Pescedava. De asemenea, am avut plăcerea de a-l cunoaște personal pe domnul Ion Lupu, un interpret cu glas fermecat, care ne va prezenta cântece minunate strânse în decenii de activitate artistică. Despre evoluția comunei Pesceana pe drumul modernizării, despre ceea ce s-a realizat aici și despre proiectele de viitor, cel mai în măsură să ne vorbească este primarul comunei, domnul Ion Vasile, pe care îl avem invitat în minutele următoare. Dragi prieteni, iată că ne aflăm în Muzeul Popular, în Muzeul Țăranului Român, am putea să spunem, de aici, din comuna Pesceana, județul Vâlcea.
Am deosebită plăcere și onoare, deopotrivă, de a-l avea alături de mine pe primarul comunei Pesceana, județul Vâlcea, domnul Ion Vasile. Bine v-am găsit, domnule primar! Săruna, bine ați venit! Vă rog să-mi permiteți ca în numele meu personal și al echipei emisiunii Distrează-te Române să vă adresez cald de mulțumiri pentru amabilitatea de a ne fi invitat să vă fim alături la ceas de sărbătoare, astăzi 15 august, de ziua Comunei Pesceană. E o mândrie că ați venit să ne filmați de ziua Comunei. Domnule primar, o să fie o reală plăcere ca să avem această misiune de a le arăta tuturor prietenilor emisiunii Distrează-te Române cum muncesc, cum se distrează cetățenii Comunei Pesceana și cel mai în măsură să ne vorbească despre comună, despre locuitorii ei, despre ceea ce ați făcut și spre ce năzuiți să întreprindeți. Așa că, domnule primar Ion Vasile, vă rugăm să aveți amabilitatea de a le spune prietenilor noștri de câte vreme sunteți primar mai întâi aici, în Comuna Pesceana. Sunt primar la al doilea mandat din 2012. Am lucrat în mediul privat, am mers prin toată țara, făceam lucrări. Acolo mă întâlneam cu primari care unii mă ajutau, alții mă încurcau, alții nu te băgau în seamă și am văzut cum evoluează comunele din țară. Așa m-am hotărât ca să candidez pentru funcția de primar la Partidul Social Democrat, pentru că ei m-au contactat și am luat fără probleme. De atunci îmi dedic toată energia și tot timpul pentru dezvoltarea comunității. În această perioadă am adus către Comuna Pesceana fonduri până în prezent de peste 500 de miliarde vechi. O să vă enumăr unele din investițiile care s-au făcut. Spre exemplu, am adus fonduri pe situații de urgență. Am construit două poduri, fonduri pe PNDL 1. S-au construit 17 km de apă. S-au construit 5 km 200 de asfalt. Pe PNDL 2 am obținut 5 proiecte. Acestea sunt fonduri guvernamentale. 5 proiecte. Construie grădiniță nouă cu program pe lungit, care este în execuție. Construire și modernizare dispensar, care este în licitație. Reabilitare școală, care este în licitație. A fost o dată licitație și nu s-a prezentat. S-au fost două firme, dar s-au retras și acum trebuie să o scoate din nou la licitație. Construire 4 poduri peste Pârâul Pesceana și Negraia. S-a făcut licitația, trebuie să semnăm contractul. Și asfaltare și modernizare de DC-112, care este un drum foarte important de 4,7 km. Acest drum scutește Comuna Pesceana și toată Valea Pescenii, Valea Scundului, să ajungă la Roiești de Cerna cu 30 de km, la noi fiind decât 4 km. Acesta, pe timpul cel vechi, era drum funcționabil, după aceea s-a deteriorat și n-a mai fost funcționabil. În colaborare cu primarul vecin, o să mai fac și dânsii 3 km și la dânsii e licitat tot și o să fie un drum foarte necesar pentru locuitorii zonei. Mai avem fonduri alocate din fonduri europene prin GAL. Am luat un buldo excavator care este foarte necesar în Comuna Pesceana. Mai avem o licitație, luna viitoare o să semnăm contractul cu FDIU, fondul de dezvoltare și investiții, încă de 12 km de asfalt pentru satele Ursoaia și Lupoaia, care valorează în jur de 200 de miliarde vechi. Acești bani n-au fost prinși în cei 500. O mulțime de realizări pentru care vă felicităm, domnule primar, și iată că experiența dumneavoastră din mediul privat și-a spus cuvântul, pentru că ați reușit să materializați obiective destul de importante.
Pentru viitor, ce v-ați propus? Cu siguranță că aveți dumneavoastră ceva gânduri? În primul rând, avem prin FDI, Fondul Național de Dezvoltare, o să înceapă drumul. Un drum de 12 km de asfalt. Ursoaia și Lupoaia. Cele două sate sunt foarte importante pentru noi. Cetățenii sunt disperați că nu au asfalt. Pe cetățean trebuie să-l mulțumesc să ai asfalt, să ai lumina public și apă. Astea trei obiective sunt primordiale. De asemenea, avem prin CNI, Compania Națională de Investiții, să facem un cămin cultural nou. Suntem la faza de licitație, o spune, nu facem noi licitație, o fac cei de la companie. Noi le predăm amplasamentul și ei ne predau investiția când se termină. De asemenea, pe fonduri europene, prin Adia Apa Vâlcea, mai avem 17 km de apă de extindere. Și cu acești kilometri de apă o să aibă fiecare cetățean apă la gospodărie. Un proiect foarte important pentru comună va fi prin POCU. Acest proiect am zis să-l realizez, cred că suntem singura comună din județ care o să-l avem finanțat. Suntem în faza de contractare, înființare de întreprinderi sociale pe raza sud-vest Olteniei. Ce reprezintă acest proiect? Are valoare aproape de 3 milioane de euro, în care aproape 2 milioane de euro mi se alocă nouă comunei noastre să se înființeze firme noi, care acestea să dezvolte comunitatea. O să fie cursuri. Cu această ocazie vreau să le spun tinerilor care sunt plecați în străinătate, care sunt în zonă, să fie receptivi, să vină la aceste cursuri pentru a selecta cele mai bine proiecte pentru a realiza acest proiect. Adică să înțeleg că doriți să dezvoltați spiritul antreprenorial de aici din zonă, dar câteva detalii poate că doriți să înțeleagă lumea mai bine despre ce este vorba, ce sume se alocă, în ce constă eligibilitatea pentru acest proiect al noastră. O să se aloce cam în jur de 100.000 de euro pentru firmă. Noi trebuie să facem vreo 14-16 firme în comună sau și în comunele vecine. Nu neapărat născuți în Peșteana, ci să aibă domiciliu. Să aibă domiciliu pe raza comunului, să-și desfășoare activitatea pe raza comunului. Sediu social, că poate au, vine unul cu o idee să fie electrician și face în toată țara electrician. Da, poate să-și deschidă puncte de lucru ulterior, da. Domnule primar, despre comuna Peșteana, ce ne puteți spune? Din câte sate este ea alcătuită? Comuna Peșteana are în componență 6 sate. Satul Ursoaia, satul Lupoaia, Peșteana, Negraia, Roiești și Cermegești. Deci 6 sate și un număr de 1000 de... 1680 de locuitori acum. Avem un târg săptămânal care este joia, astăzi s-a întâmplat să fie și ziua comunei. E înființat din 1971, are 48 de ani. Principala ocupație a cetățenul este agricultura, creșterea animalelor. Domnule primar, obișnuiesc ca în cadrul interviurilor pe care le iau să îi întreb pe domnii primari cine sunt dânsii ca și simpli cetățeni ai comunei. Ca și tată, soț, nu primarul, ci omul Ion Vasile. Cine este domnul Ion Vasile, simplu cetățean? Sunt născut în Râmnicu Vâlcea, dar mama e din Peșteana, tata din Scundu, comună vecină, la 2 km. Am născut în 1961, am lucrat la CFR, am lucrat la și firmă privată, am fost lider de sindicat vreo 15 ani la regiunea CFR Craiova, vicepreședinte. Am lucrat cu omul de la 19 ani, cu oameni în general, am fost șef de echipă, maestru la calea ferată. Când am venit primar, nu mi-a fost greu să lucrez cu omul, pentru că la
CFR aveam un nivel de la 8 clase în sus. Deci sunteți fiul cumva al locurilor și aveți spiritul acesta al cetățenilor din Comuna Peșteana. Domnule primar, am înțeles că în cadrul comunei există două formații de dans. Una se numește Cununița, cealaltă? Peștenița. Cununița și Peștenița, pe care abia așteptăm să le vedem pe parcursul ediției de astăzi a emisiunii noastre, dragi telespectatori. Iată, dragi prieteni, că am avut ocazia să cunoaștem pe primarul comunei Peșteana din județul Vâlcea, un om carismatic, un om care știe ce înseamnă munca, știe ce înseamnă a vrea și a face și conjugă aceste verbe aici în comuna Peșteana. Domnule primar, acum că v-am cunoscut mai bine pe dumneavoastră și pe locuitorii din comuna Peșteana, la ceas de sărbătoare, de ziua comunei, când iată este și o zi mare, este Sfânta Maria Mare, dacă doriți să adresați tuturor locuitorilor din Peșteana, oriunde s-ar afla ei, un mesaj, un gând, o urare. În încheiere vreau să le transmit cetățenilor comunei Peșteana și celor din străinătate care sunt plecați să aibă încredere în mine, în Consiliul Local. O să facem și o să realizăm foarte multe obiective în comuna Peșteana. Iată un mesaj optimist, un mesaj venit din inimă. Domnule primar, sunteți un om care și-a propus multe. Până la încheierea acestui mandat al dumneavoastră, încă mai aveți timp să realizați o parte din obiectivele dumneavoastră și din promisiunile electorale. Eu doresc la rândul meu să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați creat posibilitatea ca acum, când este ziua comunei, să fim prezenți aici pentru a vedea și cum se distrează cetățenii comunei Peșteana, pentru că ei sunt oameni muncitori, știu să stea strâns uniți în jurul primarului și sunteți de apreciat pentru că utilizați cuvântul care construiește, nu pe cel care demolează. Știți să țineți oamenii aproape, am văzut că sunteți foarte iubit aici de către cetățenii dumneavoastră. Toți stau pe lângă dumneavoastră, de parcă vă sunt membrii ai familiei. Vă felicit și pentru aceasta. De asemenea, doresc, domnule primar, să vă felicit că, iată, vă aflați la cea de-a câta ediție a Zilei Comunei Peșteana? 48. Ediția 48-a. Cu ocazia ediției a 48-a a Zilei Comunei Peșteana, doresc să vă adresez cele mai calde urări de sănătate, de împliniri, să aveți succes în tot ceea ce v-ați propus dumneavoastră și toți locuitorii comunei și un sincer la mulți ani acum la cea de-a 48-a ediție. Mulțumim și vă invit pe stadion să vedeți tradițiile noastre. O să mergem și o să arătăm tuturor prietenilor noștri cum știu să se distreze cei din comuna Peșteana. Domnule primar, eu de profesie sunt instigator la distracție. Misiunea noastră, echipei Distrează-te Române, este aceea de a instiga la distracție toată România. Sunteți de acord să vă alăturați demersului meu de a instiga la distracție populația din Peșteana și, evident, din toată România? Atunci, vă rog să-i priviți pe telespectatori și împreună să le adresăm îndemnul care ne-a consacrat. Oriunde te-ai afla, distrează-te, române! Dragi prieteni, iată că am avut privilegiul de a-l avea alături de mine în cadrul unui interviu pe primarul comunei Peșteana din județul Vâlcea, domnul Vasile Ion.
găsit, dragi prieteni, vă spune din nou Ionica Voiculețu Brumăraș, gazda dumneavoastră din totdeauna în cadrul emisiunii Distrează-te române, care se difuzează în fiecare sâmbătă la televiziunea Favorit, televiziunea cântecelor noastre, la ora 18. Pentru dumneavoastră, dragi prieteni, noi instigăm la distracție toată România. Pentru dumneavoastră, noi căutăm distracție. Aceasta este misiunea noastră, iar eu sunt cel mai cunoscut instigator la distracție de la televiziunea Favorit. Iată-ne de această dată că ne aflăm în comuna Pesceana din județul Vâlcea. Căutăm distracția ca să o aducem în casele dumneavoastră. Astăzi este 15 august și este chiar ziua comunei Pesceana din județul Vâlcea. Cu această ocazie doresc să-i felicit și să le urez succes tuturor locuitorilor acestei comune, precum și primarului comunei, să adresăm cele mai calde mulțumiri primăriei și consiliului local și personal domnului primar Ion Vasile pentru amabilitatea de a ne fi invitat să fim alături de concetățenii săi la ziua comunei Pesceana. Nu mai lungesc vorba, nu mai măresc suspansul, așa cum îmi place mie să spun. În cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre veți urmări, dragii mei, tinerețe și exuberanță, dans și cântec de pe plaiurile comunei Pesceana din județul Vâlcea. Și pentru că în fiecare sâmbătă Ionica Voiculețu Brumăraș instigă la distracție toată România, împreună cu directoarea școlii gimnaziale din Pesceana, doamna Cecilia Trașcă, împreună cu ansamblurile Peștenița și Strugurel de Mădulari, vă adresăm așadar îndemnul care ne-a consacrat: oriunde te-ai afla, distrează-te române!
arde focul în Mateiești și dogorela lădești, mă. Arde focul în Mateiești și dogorela lădești, mă. Și lumină-n peșana până la mândruța mea, care m-am iubit cu ea din copilăria mea. Arde focul în paieude, strig la mândra, nu m-aude. Arde focul în paieude, strig la mândra, nu m-aude. Ori n-aude, ori nu vrea, ori de-a mai biface așa. Și de-aude nu-mi răspunde, inimioara-n mine plânge. Auzi, mândro, ori n-auzi, ori n-ai gură să-mi răspunzi, măi. Auzi, mândro, ori n-auzi, ori n-ai gură să-mi răspunzi, măi. Auzi, dar stelele, că mi-ai mâncat zilele. Auzi, dar pustia, că mi-ai secat inima. Auzi, dar stelele, că mi-ai mâncat zilele. Auzi, dar pustia, că mi-ai secat inima. Se fură noaptea pe fulgerătură. Of, când e negură și ceață, atunci caii se-nhață, atunci caii se-nhață. De ce mă ții la coteț, mă? De ce mă ții la coteț? Pentru-un pui de mânzuleț, mă. Of, pentru-un pui de mânzuleț, că nu l-am vândut cu preț, că nu l-am vândut cu preț, mă. Dă-mi drumul până la Prișor, că-ți aduc pe mama lor, mă. Of, ți-a adus tatăl cailor și mama cârlanilor și pe păzitorul lor, mă.
praf și să nu-i mai ții în chișmă. Că de mine toți sunt prinși, mă. Că viu seara prin grădină și scot ușa din țâțână. Și scot ușa din țâțână, pui mâna pe abătrână și cârlanii vin pe urmă. Oh, pui mâna pe abătrână și cârlanii vin pe urmă și cârlanii vin pe urmă. Dragi prieteni, iată că ne aflăm la Biblioteca Publică din Comuna Pesceana, județul Vâlcea, unde vom semnala un eveniment remarcabil. Lângă mine se află istoriograful Eugeniu V. Popa, aici de față, precum și primarul Comunei Pesceana, domnul Ion Vasile. Bine ați venit la noi în emisiune, domnule Eugeniu V. Popa. Bine ați venit și dumneavoastră la Pesceana și bine ați venit pentru prezentarea cărții mele. Da, dragi prieteni, despre aceasta este vorba. Suntem prezenți aici pentru a semnala o apariție editorială și pentru a-l lăsa pe autor să ne spună câteva vorbe, iar domnul primar ne va spune câteva cuvinte atât despre carte cât și despre autor. Domnule Eugeniu V. Popa, iată că în acest an se întâmplă un eveniment pe care cu siguranță vi l-ați dorit. Despre ce este vorba? Este vorba de apariția cărții Cetatea Pesce-Dava, pe care am redactat-o în 2019. Material pe care l-am strâns și colectat timp de 30 de ani. E vorba de cetatea Pesce-Dava, adică cetatea este așezată în nordul comunei Pesceana, la distanță de centrul comunei de 7 km. Pesce înseamnă nisip, Dava așezare, deci cetatea așezată pe nisip. Cetatea a fost construită înainte de Hristos cu 300 de ani și a fost distrusă după Hristos în anul 116-117 de către trupele Armata 6 de la Alba Iulia, care au înfrânt răscoala lui Adrian a dacilor liberi de sub munți. Cetatea Pesce-Dava se împlinesc în acesta 1900 de ani de la dispariția ei. Este un loc istoric pentru Pesceana care n-a fost exploatat așa de mult și foștii dascăl ai pescenii Alexandru Măgâlă, Ilie Vilău, Pavel Săraru m-au îndemnat să scriu această carte, pentru că știu că eu știu să scriu și am înclinație în domeniul artelor, a culturii, a pieselor de teatru. Și a zis că, Popa, apucă-te și scrie. M-am apucat și am scris cu aceste materiale pe care le aveam strânse. Cetatea este așezată în nordul comunei Pesceana, la izvorul comunii, izvorul Pârâului Pesceana. Sub cetate se află izvorul Boului, izvorul de unde izvorește apa Pesceana, care se varsă la Drăgășani, la sub 2 km. Are o lungime de 37 km până la Pesceana. Nu a fost amenajat un traseu până în prezent la cetatea Pesce-Dava, de aceea m-am forțat scrierea acestei cărți. Am indicat în carte două trasee, de la Pietroi, de la punctul cu Șirineasa, pe culmea dealului, unde sunt pietre de hotar puse, cât și pe traseul apei Pesceana. Desigur că este în interesul turistic și al județului ca să-l punem în exploatare acest traseu și această cetate, unde avem de gând să construim acolo o cabană de lemn și amenajarea celor două drumuri care merg la cetatea. Eugeniu Popa, înțeleg că în marea noastră pasiune pentru scris ați decis să vă puneți condeiul în slujba comunității,
deoarece aici, în Pesceana, există o cetate dacică. Vă rog să ne descrieți pe scurt din câte capitole este formată cartea și cam cum ați conceput-o. Cartea numindu-se Cetatea Pescedava. Cartea Cetatea Pescedava este cuprinsă din trei capitole. Capitolul 1 este compus din monografia Comunei Pesceana, cât și din monografiile principalilor comune de pe Valea Pescenii. E vorba de Comuna Glăvile, Amărăști, Crețeni, Sutești, de municipiul Drăgășani, de comunele limitrofe Lădești, Roești, Popești, Șirineasa și Scundu. De asemenea, am mai cuprins un capitol special din fotografii colectate vechi, cât și fotografii actuale de munca culturală, de munca din arhivele statului pe care le-am găsit de-a lungul timpului, pe care sunt cuprinse aproape 200 de fotografii. Este un volum de muncă extraordinar, e o lucrare laborioasă, câte pagini are? Cartea are 450 de pagini. Vă rog ca pentru prietenii emisiunii Distrează-te române să ne spuneți cine este mai precis domnul Eugeniu Popa. Sunt născut în Comuna Pesceana, de aceea m-a și preocupat scrierea acestei cărți, pentru că cunoșteam situația locală, am lucrat în domeniu mult, în domeniu cultural, atât la casele de cultură la Brezoi, la Râmnicu Vâlcea, la platforma chimică Govora, în cluburile muncitorești. Deci ați fost dintotdeauna aici, n-ați pierdut nicio clipă legătura cu locurile natale, cărora le închinați ca un corolar această lucrare pe care ați scris-o cu trudă, dar și cu multă pasiune. Domnule primar, iată că la dumneavoastră în comună există oameni devotați locurilor și în slujba Comunei Pesceana, care cu ce are mai bun. În cazul domnului Popa, este vorba despre condeiul dânsului. Ce ne puteți spune despre autor și lucrarea sa? Pe domnul Popa îl știu de când eram copil. A fost director la Casa de Cultură, aici, la unde se deau baluri, Căminul Cultural. Îi place scrierea, să scrie, și chiar l-am îndemnat și noi și l-am ajutat ca să publice această carte prin Consiliul Local. I s-au apărat fonduri ca să finanțeze această carte. Ce să spun, îl felicit pe dânsul, e o carte foarte bună pentru comuna noastră, rămâne pe veci. Domnule Eugeniu Popa, felicitându-vă la rândul meu pentru această carte care este cu siguranță și utilă și plăcută, vreau să vă întreb dacă este prima dumneavoastră scriere sau nu sunteți la prima încercare de acest fel? Sunt la patra carte pe care o scriu aceasta. Mai am două cărți care se numesc Pesceana, file de cronică, făcută la aniversarea 100 de ani la înființarea comunei în 1996 și de asemenea mă ia încă o carte despre Pesceana care se numește Pescenița, care este elaborată mai mult de către cu colaborarea conducerii școlii. Cetatea Pescedava este cartea a treia, iar în continuare mai am încă o carte pe care trebuie să o e gata și care trebuie să vadă lumina tiparului, este Mora fără noroc. Iar colegul meu și prietenul meu, Ion Lupu, de asemenea lansează și el o carte care se numește Un rapsod popular contemporan, care o va lansa în curând în Pesceana. Domnule Eugeniu Popa, vă felicit pentru toată activitatea aceasta a dumneavoastră. Iată că lăsați pentru viitor aceste cărți care cu siguranță vor reprezenta pentru generațiile următoare o sursă de inspirație și informare. Da, în final vreau să vă citesc două strofe din poezia Dor din Cetatea Pescedava. Dor de daci, dor de romani, dor de antica cetate, se străjvea peste vale din Pesceana în Drăgășani acum 2000 de ani. Tot aici la Cucațiorii s-a strâns și Mihai Oștenii și a pornit către Șelimbăr pe baturii de la înfrânt și unirea a înfăptuit. Moldova, Ardealul și țara românească a zis să se unească. Asta e pofta ce-am poftit România pentru mult timp.
țară mare românească, pe pământ datic trăiască. Domnule primar, dacă mai doriți să adăugați ceva? Eu îl felicit pe domnul Eugen Popa și sper să-l ajutăm și cu următoarea carte să o lanseze. Felicitări, domnilor! Este bine că nu lăsați cultura să moară. Dragi prieteni, iată că l-am avut alături de mine pe istoriograful Eugeniu Popa, lansându-și o carte pe care vă recomandăm cu toată căldura, Cetatea Pescedava, și pe primarul comunei Pesceana din județul Vâlcea, domnul Ion Vasile. Thank you.
pădu să-i sări în coastă să s-anmări în trifoi măi. Ce frumos cântă pe o creangă cucul în zăvoi măi. Legai boii să mai pască lângă doi tufani măi. Mă apucai să beau din ploscă vin de drăgășani măi. Ce terminai vinul galben ca lămâia, mă cuprins un dor de acasă, dorul de măria. Mă bucai bilet să-i scriu, să știe și ea măi, că băui vinul din ploscă cu gândul la ea măi. Ca bătâi la umbră de nuc măi, și-a dormit fără să vreau ascultând la cuc măi. Mă trezi în asfințit și-am rămas mirat măi, că-am văzut boi înjugați și locul arat măi. Ținea de coarne și striga la boi măi, iar eu sugeam țigara din tutun de foi măi. Pusei plugul în căruță și plecai în sat măi, eu și cu a mea mărie de la semănat măi. Pusei plugul în căruță și plecai în sat măi, eu și cu a mea mărie de la semănat măi. Bună ziua și la mulți ani de Ziua Comunei! Anul acesta împlinim 113 ani de când s-a înființat Comuna, 493 de ani de atestare documentară și 48 de ani de când a fost înființat acest târg. Printre noi avem oaspeți de seamă. Domnul președinte Constantin Rădulescu o să ni prezinte. Mulțumesc, domnul primar! Bună ziua și bine v-am găsit la mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate și viață lungă. Domnule primar, am venit cu drag la dumneavoastră, vă felicit pentru tot ceea ce faceți în localitate, dar pentru că tot m-ați spus pe mine să-i prezint pe invitați, am să salut prezența în mijlocul nostru a colegilor noștri primari. Primarul e aici lângă mine de la Ștefănești. Avem și primarul de la Drăgășani, Cristine Delcu, primarul de la Glăvile, vecinul dumneavoastră pe care îl cunoașteți cu toții aici. Avem și pe domn primar de la Crețeni, să trăiască, să fie sănătos și la pungă gros. Ce primar mai avem prezent? Să nu cumva să sar vreunul că se supără pe mine. De asemenea, consilieri județeni, parlamentari PSD de Vâlcea, doamna Daniela Oteșanu, cea care este aici lângă mine, doamna inspector general școlar Andra Bică și colegi de-ai mei de la Consiliul Județean. Dragi prieteni, vreau să fac pe gazda, nu? O să fac pe gazda și pentru că vine de la București, trimis de noi acolo, de Vâlcea, o să-i dau cuvântul unui inginer, unui domn și un prieten deosebit, cu rang de ministru secretar de stat, director general al Regiei Naționale a Pădurilor Rom Silva, George Mihăilescu. Mulțumesc frumos, domnule președinte Constantin Rădulescu. Stimați cetățenii ai Comunei Pesceana,
Stimați colegi, stimați prieteni, vin astăzi cu bucurie la dumneavoastră, întors dintr-un serviciu prin întreaga Românie, prin întreaga țară. Și mă bucur că vă regăsesc așa cum vă știu și mă bucur că vă regăsesc astăzi frumoși pe toți aici. Cineva spunea că de ziua aceasta nu se spune la mulți ani. M-am uitat în cutumele biblice și se spune că este de fapt o trecere. Adormirea Maicii Domnului este o trecere și ca atare nu este ceea ce spune multă lume o mormântare, ci este o trecere spre bucurie. Și noi astăzi suntem într-o trecere spre bucurie și îl felicit pe Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean, că iată reușește, după eforturi îndelungate, atât el, cât și colegii de la Consiliul Județean, cât și primarii din această zonă, să le dea și o veste bună. Înțeleg că luni a chemat antreprenorul, constructorul și proiectantul acestui drum care ne chinuie pe toți să predea proiectul și să fie pregătite condițiile în vederea execuției lucrărilor acestui drum pentru care toți avem nevoie. De asemenea, mă bucur câteva lucruri pe care le face. Când veniți încoace de la intersecția cu Slăviteștiu, a reparat acea porțiune de drum care este ruptă de ani de zile. Îi promit că la toamnă și la primăvară voi încerca să plantez acele versanți pentru a putea să protejăm acel drum, pentru că mai are nevoie și de acea protecție. Și de asemenea, mă bucur că s-a zbătut și v-a zbătut cu toții și parlamentarii ca să existe o normă prin care să se reglementeze transportul public de interes județean, să se poată face să facă această licitație. Mă bucur că astăzi l-am întrebat pe primarul dumneavoastră, pe care îl cunosc, cred că de vreo 20 de ani, câte poduri a construit peste acest pârâu care trece prin localitatea dumneavoastră. Pârâu. Și mi-a spus că depășește un număr de 15 poduri. N-ați avut așa ceva nici în gândurile voastre și nici ale noastre niciodată. Iată cum colegii mei social-democrați și noi toți reușim să muncim și într-adevăr uneori când muncești mai și greșești, dar și munca făcută cu stăruință produce rezultate. Suntem într-o zonă foarte frumoasă, aproape naturală. Vă felicit pentru tot ce faceți aici, felicit autoritățile locale, îl felicit pe Constantin Rădulescu pentru felul în care muncește și pentru echipa pe care o construiește. Succes! Mulțumesc, domnule director. Oameni buni, pe scurt am să vă spun așa. Luni, firma care a câștigat licitația să facă drumul trebuie să se prezinte la Consiliul Județean cu proiectul, pentru că au lucrat deja peste 6 luni de zile la proiect. E un drum greu și complicat, cu alunecări de teren, un drum extrem de lung pe care vom merge într-un final cu toții bine. Luni firma vine la Consiliul Județean și voi fi foarte ferm în a-și respecta obligațiile pentru a începe cât mai repede acest drum care se va construi în 3 ani. Stimați prieteni, dragi vâlcieni, în sfârșit, Ministerul de Resort a emis ordinul și vom rezolva și problema transportului, pentru că vom avea voie noi, Consiliul Județean, ca atunci când cineva pleacă după un traseu, să organizăm licitații și să nu mai avem probleme cu transportul în zonă. Și voi rezolva și acest lucru, pentru că Ministerul a emis ordinul respectiv. Îl felicit pe primarul dumneavoastră în final pentru tot ce a făcut pentru localitate și nu puțin. 500 de miliarde de lei vechi înseamnă banii pe care primarul dumneavoastră, pe care vă rog să-l aplaudați, i-a adus în localitate. Și pentru că atunci când te duci pe la cineva, chiar dacă nu-l cheamă Mărin, eu așa am fost învățat, vin oarecum supărat că la mine, la Nicolae Bălcescu, bătu o piatră, dar ne-a nenorocit. Să vă ferească Dumnezeu de ce pățirăm noi. Dar atunci când te duci în casa cuiva, nu te duci cu mâna goală. Și îl invit aici în față, lângă mine, pe domnul primar. Vreau să-i ofer cu toată prietenia câteva daruri. În primul rând, când te duci în casa cuiva, îl aduci pe Dumnezeu. Și eu vi-l aduc pe Dumnezeu și vă ofer o icoană chiar cu Maica Domnului, domnule primar, să vă ocrotească, să vă aducă sănătate, dumneavoastră și tuturor celor prezenți.
De asemenea, știu că sunteți un mare patriot și că iubiți țara și România și cu toată dragostea vă ofer drapelul României. Într-un final, oameni buni, creștinii ortodoxi de când se nasc, ce fac? Se botează și se împărtășesc. Să vă împărtășiți și dumneavoastră, domnule primar, cu o sticlă de vin liturgic, să vă aducă sănătate și viață bună. Oameni buni, cu numele de Marin și Maria, de ce să nu ne spunem la mulți ani? Pas să vă fie viața într-un mulți ani, să fiți sănătoși și la pungă groși. Să vă dea Dumnezeu viață lungă, sănătate și astăzi, de ziua dumneavoastră, de ziua localității, petrecere frumoasă. Doamne ajută! Cu drag și cu dragoste, Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean. Vă îmbrățișez! Vă mulțumim, domn președinte!
dimineața mi-ai mâncat puiule viață, cu mustața negrișoară m-a băgat și-n bală. Negă am să stai mustața, mi-ai mâncat puiule viață, cu mustața negrișoară m-a băgat și-n bală. Ce să fac, mie plac mustațele, când să văd un pic buzele. Ce să fac, mie plac mustațele, când să văd un pic buzele, mă. Mă iubești, tu mă iubești, tu mă amăgești. Păi cum o stățoara ta îmi amărăși inima. Mă iubești, tu mă iubești, ori mă amăgești. Ce să fac, e blam o stățele, când se văd un bibuzele. Păi ce să fac, mie îmi blam o stățele, când se văd un bibuzele. Oh,
Thank you.
Crinetul.